În continuare vom discuta despre drepturile de autor. Aceste drepturi au, bineînțeles, asociată binecunoscuta pictogramă și anume C-ul acesta de la cuvântul copyright. În legătură cu dreptul de autor, trebuie să răspundem la următoarele întrebări. Bineînțeles, prima întrebare fiind ce este dreptul de autor sau ce sunt drepturile de autor. Conform Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, acesta este un termen juridic care desemnează drepturile recunoscute creatorilor, fie de opere literare, artistice, științifice sau oricărui tip de operă de creație intelectuală. Drepturile de autor se aplică atât operelor care au fost publicate, cât și celor nepublicate, precum și celor finalizate și celor nefinalizate. Deci, practic, opera este recunoscută și protejată prin simplu fapt al realizării ei. O altă întrebare este, cine este considerat autorul operei? Bineînțeles, este creatorul operei, prezumat a fi persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoștința publică. Poate fi o persoană sau fizică sau mai multe persoane fizice, dar protecția dreptului de autor poate fi acordată și persoanei juridice. Autorul poate transmite drepturile sale sau o parte dintre ele unei alte persoane. Când există mai mulți autori, trebuie să decidă de comun acord care este contribuția fiecăruia în crearea operei, astfel încât se vor stabili drepturile de autor și cum se vor utiliza opera pe viitor. Ce acoperă aceste drepturi de autor? Aceste drepturi de autor protejează doar expresia creației minții umane într-o operă. Deci, opera respectivă trebuie să fie originală. Trebuie să mă înregistrez undeva ca să obțin protecție. Pentru a beneficia de dreptul de autor, nu trebuie îndeplinită nicio formalitate și nu implică vreun cost. În momentul în care ai realizat opera, drepturile de autor sunt protejate. Conform legii, indiferent dacă opera respectivă este finalizată sau publică. Cât durează dreptul de autor? Drepturile patrimoniale de autor, respectiv cele cu valoare economică legate de utilizarea operei, durează pe întreaga viață acestuia și se transmit prin moștenire, fiind protejate încă 70 de ani de la moartea autorului sau de la aducerea la cunoștință publică a operei, în cazul în care autorul nu este cunoscut sau folosește un pseudonim. În cazul operelor realizate de mai multe persoane împreună, durata de 70 de ani se calculează de la moartea ultimului coautor. Corecturile și adăugirile neesențiale aduse operei nu au niciun efect asupra termenului precizat anterior. Și drepturile de autor au niște limite, și anume, o operă poate fi utilizată chiar și fără acordul expres al autorului ei în anumite condiții. De exemplu, poate fi reprodusă cu ocazia procedurilor administrative, parlamentare sau judiciare. Putem utiliza citate scurte dintr-o operă în scop de analiză sau comentariu. Le putem utiliza și articole sub formă de articole izolate în scop de învățare. De asemenea, reproduceri, realizări și executări făcute în cadrul bibliotecilor, muzeilor sau a instituțiilor de învățământ nu constituie încălcări ale dreptului de autor. Deci putem face referire în lucrări la alte lucrări, dând bineînțeles citat, avem dreptul să comentăm opera creată de către altă persoană. În continuare vom discuta despre licențe libere și anume licențe de tip Creative Commons. Pictograma asociată acestor licențe este cea pe care o vedeți, cele două litere C, într-un cerc. Vom defini pentru început noțiunea de licență. Licența este un document care specifică ce poți și ce nu poți să faci cu o creație. Când spun creație, mă gândesc acum la sunet, text, imagine sau multimedia. De exemplu, ori de câte ori realizăm o fotografie, înregistrăm o melodie, publicăm creațiile noastre și apoi le publicăm în mediul online, acestea sunt considerate implicit protejate de drepturile de autor, adică toate drepturile rezervate. Drepturile de autor înseamnă că alți oameni nu pot reutiliza sau remixa opera ta fără să-ți ceară voie în prealabil. Licența îți arată foarte clar care sunt condițiile de utilizare și care sunt restricțiile.
Licențele libere sunt cele care îți oferă accesul la opera respectivă, posibilitatea de a o refolosi și redistribui fără restricții sau doar cu câteva dintre ele. Și avem aici un exemplu ce operații putem realiza cu un text pe care îl găsim pe o pagină web în care ni se precizează clar că publicarea informației a fost sub licență liberă. Îl putem imprima sau distribui. Îl putem prelua pe un alt website sau include într-o publicație. Putem face modificări sau completări. Putem să-l includem parțial sau în totalitate într-o altă operă scrisă. Putem să-l folosim într-o altă operă aflată pe un alt suport. Și, bineînțeles, pentru alte multe utilizări. Putem inscripționa, de exemplu, un citat din opera respectivă, din textul respectiv, pe un tricou. Dar ce se întâmplă atunci când dorești ca ceilalți să poată reutiliza opera ta? Dacă ai această dorință, trebuie să iei în considerare publicarea materialelor tale în mediul online sub o licență de tip Creative Commons. Licența de tip Creative Commons îți permite să decizi ce drepturi dorești să păstrezi, arătându-le foarte clar de la început celor care doresc să folosească opera ta, modul în care permiți reutilizarea, fără să mai fie nevoie să-ți ceară permisiunea în avans. Practic, licențele de tip Creative Commons permit modificarea cu ușurință a condițiilor, privind drepturile de autor de la clasicul, toate drepturile rezervate, la unele drepturi rezervate. Și aici este făcută comparație între cele două. Drepturile de autor permit în mod implicit reutilizări limitate fără acordul autorului. Licențele de tip Creative Commons, trebuie să înțelegem că nu sunt considerate o alternativă la drepturile de autor. Drepturile de autor sunt garantate, după cum discutam. În schimb, îți dau posibilitatea să acorzi permisiuni suplimentare celorlalți. Astfel, le dai ocazia altora să-ți reutilizeze opera în anumite condiții și, în același timp, păstrezi anumite drepturi pentru tine. De unde e noțiunea asta de Creative Commons? Creative Commons este o asociație non-guvernamentală, globală, dedicată susținerii unui internet liber și accesibil, îmbogățit prin cunoaștere liberă și resurse creative, pentru ca oameni de peste tot din lume să le poată folosi, distribui și dezvolta. Cum funcționează această licență? Este foarte ușor să publici sub o licență de tip Creative Commons, dar pentru început trebuie să cunoaștem termenii de utilizare ai acestea. Și avem un număr de 4 termeni de utilizare pe care îi putem combina pentru obținerea celor 6 tipuri de licențe de tip Creative Commons. Primul termen asupra căruia ne vom opri este termenul de atribuire. Are pictograma asociată cea pe care o vedeți. Și ce înseamnă atribuire? Momentul în care cineva publică un material în mediul online și specifică că l-a publicat sub licență de tip Creative Commons, de tip atribuire, asta înseamnă că tu îți dorești ca respectivul să-ți acorde recunoașterea în maniera pe care o soliciți, dar nu într-un fel în care să se înțeleagă că îi susții pe ei sau modul în care folosesc opera. De exemplu, dacă eu folosesc de pe un site o imagine care a fost publicată sub termenul de atribuire și vreau să folosesc imaginea respectivă într-un site al meu. Cum îi pot eu acorda recunoașterea respectivei persoane, autorului fotografiei respective? Păi am să folosesc fotografia și, bineînțeles, în momentul în care am să o postez, am să specific de unde am luat această fotografie. Dacă ceilalți doresc să-ți folosească opera fără a-ți acorda recunoașterea sau pentru a-ți solicita susținerea, aceștia trebuie întâi să obțină permisiunea. Deci, în momentul în care o operă este sub licență de tip Creative Commons, de tip atribuire și respectivii folosesc opera în propriile sale lor lucrări, asta nu înseamnă că tu îi susții sau susții modul în care folosesc opera. Pentru acest lucru trebuie să obțină permisiunea. Un alt termen al unei licențe de utilizare de tip Creative Commons este necomercial, non-commercial. Ce înseamnă acest lucru? Că
practic le permit celorlalți să copieze, să distribuie, să afișeze, să interpreteze, să modifice. Aici există o excepție cu, în momentul în care practic ai ales și termenul fără opere derivate, despre care o să discutăm în curând, precum și să folosească opera ta în orice scop, în afară de cel comercial, pentru că pare aceștia trebuie să obțină întâi permisiunea ta. Să spunem că discutăm despre aceeași imagine pe care am găsit-o publicată sub termenii de utilizare, atribuire și non-comercial. Îmi place atât de mult imaginea respectivă, astfel încât eu doresc să îi imprim imaginea pe un tricou. Am voie să fac acest lucru, bineînțeles, specificând care este autorul imaginii, dar dacă aș dori ca aceste tricouri să facă un număr mai mare de tricouri și să le vând, acest lucru este interzis datorită faptului că imaginea a fost publicată sub termenul de necomercial. Al treilea termen despre care discutăm este distribuirea în condiții identice, share alike, adică le permiți celorlalți să copieze, să distribuie, să afișeze, să interpreteze și să modifice opera ta, atâta vreme cât aceștia vor distribui și modifica opera în aceleași condiții. Adică, în momentul în care eu, de exemplu, am publicat imaginea sub licență de tip atribuire și share alike, tu, la rândul tău, în momentul în care vei folosi imaginea respectivă în creația ta, creația ta va fi distribuită în aceleași condiții, adică tot atribuire, tot share alike. Dacă dorești să distribui opera modificată în alte condiții, atunci trebuie să obțină întâi permisiunea ta. Și ultimul termen despre care discutăm este fără opere derivate, adică le permiți celorlalți să copieze, să distribuie, să afișeze și să interpreteze doar copii identice ale operei tale. Dacă dorești să modifice opera ta, trebuie să obțină întâi permisiunea ta. Adică, de exemplu, să spunem că tu în imaginea pe care ai postat-o sub licență de tip atribuire nou, fără opere derivate, să spunem, și necomercial, ai postat o imagine cu un fluture desenat, să spunem, cu verde pe albastru. Iar tu, cel care îți preia fotografia, vrea în loc de albastru să pună culoarea galben. Fiind fără opere derivate, specificat, el nu are dreptul să facă acest lucru. Și acum, plecând de la cei patru termeni de utilizare a licenței Creative Commons, obținem cele șase variante de licențe Creative Commons. După cum observați, cel mai permisiv este atribuirea, iar cel mai puțin permisiv este ultimul, atribuire necomercial fără opere derivate. Dacă stăm și le analizăm, practic constatăm că obligatoriu atribuirea, termenul atribuire apare peste tot. Deci avem atribuire, atribuire combinată cu distribuire în condiții identice, atribuire combinată cu necomercial, atribuire combinată cu fără opere derivate și ultimele două, cele mai restrictive, atribuire cu necomercial, distribuire în condiții identice și atribuire necomercial fără opere derivate. După cum recunoașteți că un site publică informații sub aceste licențe, de o regulă în partea de subsol al site-ului veți întâlni aceste pictograme în formă mare sau în formă restrânsă din partea dreaptă și de cele mai multe ori veți întâlni și un text aferent și un link către site-ul Creative Commons care vă explică ce înseamnă fiecare dintre aceste semne. Cum atribui o licență de tip Creative Commons operei tale, vom avea un material special pentru această operație. Unde se găsesc materiale sub licență de tip Creative Commons? Bineînțeles, avem aici niște exemple. Observați că apare termenul de wiki. Wiki, inclusiv site-ul Wikipedia este, de exemplu, un site sub care se publică sub licență Creative Commons. Am să deschid al doilea link. Și avem aici o listă de site-uri în care vom găsi materiale sub această licență. De exemplu, dacă ne alegem Muzeul de Istorie din Amsterdam, o să alegem
limba engleză, avem aici pe acest site, vom găsi, după cum spunea și prezentarea, vom găsi informații postate sub această, sub acest tip de licență. Dacă revenim la prezentarea noastră PowerPoint, în continuare vreau să discut despre resurse educaționale deschise, Open Educational Resources. Este, să spunem, un trend care a cuprins, să spunem, această lume virtuală a internetului de mult timp, în România de mai puțină vreme, și anume, toată lumea este conștientă astăzi că internetul este, pentru unii dintre noi, principala sursă de informare. Și se dorește ca acest internet să furnizeze informații tuturor, bineînțeles corecte, tuturor celor care își doresc să progreseze. Fie că este vorba de elev, fie că este vorba de student, fie că este vorba de un profesor, sau pur și simplu de persoane care doresc să actualizeze cunoștințele, indiferent de domeniu, în orice moment. Ce sunt aceste resurse educaționale deschise? Resursele educaționale deschise sunt materiale pentru învățare, cercetare sau alte scopuri pe care le poți folosi, adapta și redistribui liber, fără constrângeri legate de licență. Materiale pot fi cursuri, planuri de lecții, prezentări, cărți, manuale, care sunt puse la dispoziție în format digital sau pe un suport fizic și la care ai acces liber. Astfel, resurse educaționale vor putea fi distribuite la nivel global și oricine se va putea bucura de ele, fie că le va utiliza ca atare, remixa sau readapta. Aici avem câteva link-uri utile legătură cu aceste resurse educaționale și dacă o să alegem adresa cu date deschise fundația.ro, o să fim îndrumați către site-ul Fundației pentru o societate deschisă, în care avem informații despre această coaliție, despre această fundație. Observați aici, sunt postate tot felul de materiale despre coaliția pentru date deschise, rapoarte societății deschise. Observăm că site-ul publică sub licență de tip Creative Commons, de tip atribuire. Observăm și link-ul despre care discutam, link care o să ne direcționeze într-o pagină în care ni se explică ce înseamnă atribuire în limba engleză inițial, dar putem schimba limba până în română aici. Și o să mi se explice, din păcate se pare că tremul de atribuire nu a fost corect tradus. Revenind la site-ul nostru, avem un link aici despre date deschise, experți, resurse. De exemplu, tot felul de prezentări despre ce sunt datele deschise, vizualizarea datelor impact global pentru teme locale și așa mai departe, suportul de curs, coaliția pentru date deschise, cine sunt membrii, aceste rapoartele acestei fundații, conferințe și așa mai departe. Dacă revenim la prezentare și accesăm apti.ro, o să fim direcționați către site-ul celor de la Asociația pentru Tehnologie și Internet, asta înseamnă APTI, și aveți aici informații despre APTI, status, manifest, membri, ce fel de proiecte derulează, întrebări frecvente, FAQ, și informațiile de pe acest site sunt, bineînțeles, publicate sub licență de tip Creative Commons, de tip atribuire. Dacă revenim și alegem acces.liniuță deschis.ro,
La fel vor fi direcționați către un site la care din titlu observăm că își propun să prezinte resurse educaționale deschise. Avem aici afișat un ghid de bune practici pentru resurse educaționale deschise. Deci REDul acela vine de la resurse educaționale deschise în traducere pentru limba română. Avem o conferință aplicată informației de la Conferința Națională pentru Educație Deschisă, etc. Legislație. Deci România face pași importanți în această direcție. Și materialele publicate aici sunt sub licență de tip Creative Commons, de tip atribuire, share alike și non-necomercial.